Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 10. Luca, capitolul 19, de la versetul 1. Iată cuvântul Domnului. Isus a intrat în ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de satură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci El este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvinteze mințile, Amin. să putem înțelege cuvântul Său. Amin. Să ne atingă inimile Amin. ca să primim cuvântul Său. Amin. Și să plecăm de aici mai buni de cum am venit Amin. și mai dornici să ne deschidem gura, să-L mărturisim pe Domnul nostru. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Întâi de toate mulțumesc Domnului că sunt cu voi aici. Mulțumesc și fratului păstor pentru invitație. A făcut-o prin credință, pentru că nu m-a cunoscut personal până în seara aceasta. Dar așa cum a precizat, legătura sufletească este totul. Ea nu păcălește niciodată. Vă aduc salutări din Timișoara, acolo unde locuiesc, împreună cu soția mea, Tatiana. Și vă aduc salutări din partea colegilor profesori de la mai multe școli unde sunt dascol, incluzând Institutul Teologic Pentecostal din București. Și sperăm să colaborăm în continuare și cu frații din slujitori din această biserică. Rugați-vă să se deschidă uși. Nu știam de biserica dumneavoastră, am văzut unde este așezată. E în mijlocul oamenilor, al locuinților și de aceea Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre căutarea celor pierduți pentru că nu ați ajuns aici, întâmplător. Dumnezeu în providența Lui a îngăduit să fiți aici, în mijlocul oamenilor pierduți. Cum să vă raportați la ei? Mesajul acesta va fi un ajutor pentru biserică. Să stimuleze, să motiveze la a ieși, la a vorbi, despre Domnul nostru Hristos. Un pastor a fost numit în slujire și stătea la fereastra biroului lui pastoral și se uita împrejur. Și a văzut oameni neevlavioși, Bețivi. Au zis strigăte oameni care se certau în preajma bisericii. De la fereastra biroului lui, vedea un cartier tragic și unul din diaconii lui a văzut că noul păstor e marcat de ce vede și a spus nu-ți fă griji, frate păstor, după un timp te vei obișnui. Și păstorul a răspuns plângând, da știu, tocmai de aceea plâng. Că vă puteți obișnui cu cei din jur, cu vecinii, cu colegii, dați-vă aici ce aveți și vă puteți obișnui cu prezența lor să nu faceți nimic că noi ne simțim bine împreună este o problemă serioasă rutina activismul datoria pe care îl facem însă doar pentru noi și vreau să te întreb de când n-ai mai mărturisit cuiva despre Hristos. Credința ta. Noi, vedeți, așteptăm ca oamenii să vină la noi. Nu o să vină. Noi trebuie să mergem la ei. Vom învăța astăzi de la Isus ce să facem. E o mare lecție astăzi. Um... Aici găsim trei personaje în textul nostru. Pe Iisus, el e centrul acestei narațiuni. Pe Zacheu și mai este o categorie, cârtitorul. Să-i luăm pe rând. Primul e Iisus. L-am numit cel căruia îi pasă de omul pierdut. Știți că popularitatea lui Isus creștea foarte puternic atunci. S-a dus la Ierihon, dar deja vestea a mers peste tot. Nu era e-mail atunci. Se știa că e un rabin tânăr, era curtat de politicieni, mulțimea și-l dorea lider, a vrut să-l facă împărat la un moment dat. Și aici stă pericolul popularității să te bazezi pe reputație, pe renume, pe părerea publică favorabilă. Când devii popular, asta te va îndepărta de problemele oamenilor. Pentru că vei fi numai tu în centru. Uitați-vă la toți politicienii, chiar la anumiți predicatori, eu îi văd, sunt colegii mei. Când devin popular, când ratingul sare sus, ei nu mai au contact cu oamenii. Numai cu amvonul, cu pupitrul, cu microfonul. De aceea Iisus Hristos, când a văzut că îi crește popularitatea, știți ce făcea? Se retrăgea, fugea și se ruga. Acum, pentru Isus nu conta popularitatea, conta oamenii, nu conta imaginea lui, renumele, reputația, ci omul de lângă el. De aceea, când a venit pe pământ, întrupat, Isus, eu sunt profesor, Isus nu a întemeiat o școală. Eu iubesc școală. De el n-a făcut școală. Isus n-a întemeiat un partid politic? Mm, trebuie să mai facem și politică. Isus nu și-a întemeiat o firmă? Eu cred că ar fi fost un businessman foarte bun. Iisus Hristos și-a făcut un grup de ucenici. Și s-a investit în ei. Nu ne spune asta ceva? Că Fiul lui Dumnezeu nu a ales altă metodă de a avea impact în lume decât să se investească în niște ucenici. Iubea oamenii. Îi căuta pe cei pierduți. Și-a riscat renumele. De dragul relației. Uh, printre cursurile pe care le predau și la școală este istoria bisericii. Îmi place acest curs. Se duce de la început, cum s-a format biserica și mă interesează mai ales secolul 2-3 după apostoli. Cum s-a dezvoltat biserica? Biserica timp de 250 de ani a fost persecutată sub 10 împărați romani, 10 valuri de prigoană și în ciuda estimărilor, după anul 300, când s-a dat libertate în Imperiul Roman prin Constantin cel Mare, biserica a ajuns, se spune, să fie 10% din populația Imperiului Roman. Asta era mult. Mult peste un milion. Dar nu acest lucru important. Cum de-a crescut biserica? Care a fost secretul? În persecuție, în prigoană, biserica a rezistat. Ați auzit de catacombe? Catacombele sunt niște tuneluri făcute în pământ de către creștini să se ascunde de persecuție. Acolo trăiau uneori, ani de zile, împreună cu familiile. Și ce făceau ei în catacombe? Se rugau, se închinau Domnului și desenau. Ne-am trezit acum că am descoperit câteva catacombe în Italia, în Roma și pe lângă Roma, Um, unde creștinii din secolul 2 și 3, deci între anul 100 și 300, trăiau și desenau aspecte din viața lor. Sunt tot felul de desene interesante despre credință, scene din Biblie, dar cea mai populară imagine, pictură, pe care o găsim în catacombe, este păstorul care își poartă oaia pierdută pe, umăr, pe umeri. Această imagine a păstorului cel bun, care când află că o oaie s-a pierdut din turmă, se duce după ea, lăsând 99 deoparte, se duce și o găsește și de bucurie o pune pe umer și dă sărb face sărbătoare, a fost imaginea cea mai simplă și cu cel mai mare impact asupra primilor creștini. N-a fost crucea. Crucea ca semn, să știți că a apărut mai târziu. N-a fost nici peștele, mult mai târziu. Citeam undeva că creștinii au avut la un moment dat, ca simbol al credințelor, lor, păunul. Știți de ce? Pentru că păunul își schimbă penele în fiecare primăvară și este semnul regenerării, a învierii. Era imaginea da? învierii noastre viitoare, foarte frumos. Dar această idee a, sau imagine a păstorului care caută oaia pierdută, a avut cel mai mare impact. Despre asta e vorba. Asta îl reprezintă pe Isus Hristos. Isus aici, în textul nostru, vede o aie pierdută pe nume Zacheu. Îl caută. Se autoinvită în casa lui. Pentru că îi pasă de un suflet pierdut. Acesta e Domnul nostru. Slăviți-i fie numele. Al doilea care apare în scenă este Zacheu. L-am numit cel pierdut care caută mântuirea. Această întâlnire a lui Zacheu cu Iisus a venit în etape, v-ați dat seama. În prima etapă, Zacheu e cel care pornește în căutarea lui Iisus. A auzit că trece Iisus pe acolo, prin Ierihon. Și el a luat inițiativa doar să-l vadă pe Isus. Hm. Știa că îi lipsește un lucru. Citim asta de mai multe ori. Tânărul bogat, vă amintiți? Știa că îi lipsește ceva. Nicodim știa că îi lipsește ceva. Deși erau oameni aparent religioși, erau evrei. Dar știau că lipsește lucrul esențial pentru ființa lor. Și acesta era Zacheu. Acum, Zacheu acesta, acesta avea foarte multe dezavantaje. Era vameș. Vameșii nu sunt nu iubiți. Nici astăzi. Oh, era mai marele vameșilor. Știți, ăsta... Ca și cum, da, nu mai vreau să fac comparații. Știți despre ce vorbesc. Era urât de poporul lui. De ce? Pentru că el, Zacheu, era evreu, care a fost pus de romani să strângă taxele de la evrei. Ăștia sunt urâți. Și când mergea să strângă taxele, nu mergea singur, mergea cu rom soldați romani, cotrobăia prin case, ca să coleagă impozitul, taxele, pentru cotropitori, că romani au, au cucerit Palestina de atunci. Vă dați seama ce situație, ce poziție avea acest zacheu? Era suspectat de colaboraționism. Ăsta e cuvântul model. Marginalizat de popor. De aceea unii nici nu mai considerau evreu. Când Isus îl reabilitează, ați observat că spune că și el e fiul lui Avram. Hmm. Și ele vreau. Zacheu acesta a făcut un lucru absolut neobișnuit pentru un VIP. Știți ce este VIP? Very important person. Ruben. Da. Să nu spui numărul ăsta la mașină. Da. De ce era Zacheu interesat de Isus? Să vedem. Puneți-vă în locul lui. Ăsta se numește exercițiu de empatie. Să te pui în locul celuilalt să-l înțelegi. Bun. Poate că Zacheu a auzit că și vameșii pot fi, pot fi folosiți de Dumnezeu. Că doar Isus acesta a mai avut un ucenic fost vameș pe nume Matei. Auzi și el. pentru mine mai este o șansă înseamnă. Poate că s-a apropiat și l-a căutat pe Iisus pentru că îl apăsa conștiința pentru atâtea nedreptăți pe care le-a făcut Cavameș. Poate că simțea povara urii semenilor lui. Și nu avea liniște, trebuia o eliberare poate dorea reabilitarea în fața concetățenilor sau poate toate acestea la un loc erau adevărat. Oricum, Zacheu l-a căutat pe Iisus. Știa că e pierdut. Și Iisus, în a doua fază, îl întâmpină pe Zacheu. Și Uh, nici nu știu, cum de a știut Iisus cum îl cheamă pe omul ăsta? Dar nu scria pe, n-avea etichetă ca la conferințe. Se oprește exact în dreptul lui și îl cheamă pe nume. Domnul Hristos ne cunoaște pe nume. Și spune, astăzi trebuie să intru în casa ta contrar așteptărilor lui Zacheu, contrar preconcepțiilor mulțimii, contrar tradițiilor evreiești, ce să caute un rabin în casa unui trădător de neam? Dar ați observat ceva? Că Isus se autoinvită în casa lui Zacheu. Și de aceea spune, oricine poate fi mântuit. Pentru că puterea transformatoare a Harului Dumnezeu poate reabilita pe oricine care vrea să-L întâlnească pe Isus Hristos. Și Zacheul primește în casa lui pe Isus și Zacheul primește mântuirea. Mântuirea aici înseamnă o eliberare, o salvare, o, dintr-o stare grea. E ca o metamorfoză, ca o regenerare, o metanoia, o vindecare lăuntrică. Mântuirea aduce eliberarea lăuntrică și în viața lui Zacheu. Dar ați observat că mântuirea când intră în casa lui Zacheu, îi transformă lui Zacheu gândirea economică. Mm. Nu e doar mâini ridicate, slavă Domnului, mântuirea a pătruns în casa lui Zacheu, efectiv. Și Zacheu își schimbă toată concepția despre economie, despre investiție, despre viață, despre bani. Pentru că asta face mântuirea, nașterea din nou îți schimbă și concepția despre bani. Și știe că a făcut abuzuri. De aceea spune, începând de astăzi, voi da înapoi împătrit pe cei pe care am nedreptățit. Mântuirea aduce sfințirea. Mântuirea aduce Duhul mulțumirii. Și Zacheu se transformă în fața tuturor. Totul a fost public. N-a fost secretos, n-a fost într-un birou undeva. Totul pe față. Extraordinar. O persoană VIP, atât de importantă, să se retragă. Nu? Așa era normal. Vin să... Așa cum a venit toată la mine, cu mulți ani în perioada comunistă, a venit un, un om, un bărbat foarte important, care zice că vrea să se boteze, dar nu în biserică. Dacă pot să-l botez la mare. Și am refuzat. Acum tot se poate spune, tot în perioada comunistă, m-a sunat un pastor din Oradea și mi-a spus, avem o situație neobișnuită. Un general de armată din Irak a fugit, a emigrat, a devenit creștin. Nimeni nu vrea să-l boteze. Nu vrei tu să-l botezi? Era în perioada comunistă, 1987, 8, cam așa. I a spus, ba da, îl botez. Și să știți că am botezat și un general de armată irachian, care era cu familia și au plecat pe la urmă în Olanda, parcă n-am mai urmărit. N-a fost ușoară decizia, dar am apreciat asta la el. Și eu, când m-am decis, am spus: dacă acest bărbat are curajul să se boteze public, da? să facă legământ cu Dumnezeu, și el e general de armată, urmărit probabil de toți, eu deja să n-am curajul să-l botez. Când cineva este mântuit, e mântuit în toate sectoarele vieții lui. Am citit în istoria bisericii, nu sunt foarte sigur de această informație, ea există, dar nu e suprijinită de alte documente, dar un anume clement de Alexandria, mai târziu, a scris că Sacheu a devenit episcop de cezarea. Îmi place ideea, n am cum sigur să o dovedesc, ne-ar trebui un document, avem unul, dar mai trebuie încă unul spre susținere. Foarte frumos. Vă dați seama, mântuirea lui Zacheu până unde a dus. Dar mă întorc. Mai există o categorie, v-am spus de la început, e Iisus, El e centru acolo. Este cel căruia îi pasă de cel pierdut. Este Zacheu, cel care vrea să fie mântuit, să nu mai fie pierdut. Și cere aceasta el este cel care caută mântuirea dar există încă cineva acolo de fapt e un grup i-am numit cârtitorii ați sesizat în text că după ce domnul nostru intră în casa lui Zacheu versetul 7 Spune că când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască în, la un om păcătos. Nici diavolul nu dorme. Acest cârtitor, un oarecare din mulțime, este cel care critică fără să simtă, fără să empatizeze. Cârtitorul de aici îi reprezintă pe religioși, care nu vor să intre în contact cu păcătoșii, că se infectează. Ha. Uh. Erau cei care îl urmăreau pe Isus, așa de la distanță, și se mirau și admirau miracolele lui Isus Hristos, dar nu erau de acord cu relațiile lui. Ați sesizat asta? Uitați-vă de pildă în Luca, capitolul 15, primele două versete. Iisus când are trei pilde despre cei pierduți, altă dată. Foarte interesante cele trei pilde, pentru că fiecare reprezintă un anumit tip de om aici. Bun. În Luca 15. Cu 1, Toți vame și, și păcătoși se aprepiau de Iisus, ca să-l asculte. Și farisei și cărturarii cârteau. Și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Deci n-a fost prima dată. Aceștia se numesc legaliști, obsedați de reguli, de legi, nu cumva să le calci, care n-au inimă pentru cei pierduți. Nu a criticat. Domnul Isus Hristos vorbea împotriva fariseilor și saducheilor din vremea lui, în Matei 23, și spunea că voi, zice, blocați accesul la împărăția lui Dumnezeu pentru cei care au vrea să intre. E complet. Erau religioși? Și și în acest caz, ei, în loc să spună, uite ce frumos! acest rabin se duce să-l ajute pe omul acesta, să-l consilieze sau... Ei n-au văzut acest aspect al relației, ci numai a regulilor. Așa ceva nu se face. Bun. Asta e contextul. Și acum să vedem care sunt lecțiile pe care Iisus ni le dă aici și care sper să vă folosească practic. Um, prima lecție pe care eu mi-am notat-o, să știți că și mie îmi vorbesc, că și eu sunt din acei care atâtea fac pentru împărăție și slujesc cu darurile mele, dar parcă și eu m-am Îndepărtat de cei pierduți. Să vedem ce îmi vorbește și mie Domnul azi. Prima lecție este aceasta. Trebuie să-i căutăm pe cei pierduți mai mult decât ne caută ei pe noi. A, noi stăm în bisericile noastre și așteptăm să vină. Dar ați văzut la Iisus ce face? Lasă mulțimea pentru un singur om și intră în casa lui și aduce eliberarea acolo. Știți cum se numește această metodă de evangelizare? Evangelizare prin inițiere. Adică tu da? trebuie să inițiativa să-l cauți pe cel pierdut. Oamenii nemântuiți sunt nemântuiți pentru că nu sunt interesați de mântuire. Cum să aștepți ca cei din blocurile acestea să vină aici? Ei n-au niciun interes pentru sufletul lor, pentru mântuire. Sunt pierduți. Pavel când vorbește despre cei pierduți, va amintiți -am în Efesen 2, spune că și noi eram cândva, da? Copii ai mâniei ca și ceilalți. Morți în păcatele, și fără de legile noastre. Pe păi dacă ești mort, ești insensibil la cele spirituale. Și așa sunt ei. Nu te aștepta ca ei să te caute, să vă caute. Voi trebuie să mergeți la ei. Dau un exemplu aici care nu e neapărat. Din zona creștină, dar doar ca să punctez această, acest exercițiu de empatie. Empatia ce înseamnă? E un cuvânt mai puternic decât simpatie. Da? Simpatia este când noi doi ne simpatizăm de la distanță. Da, și apoi plecăm. Empatia este când eu mă pun în locul tău să te înțeleg ce simți. Deci nu-i simpatie de la distanță, este o, un fel de încercare de a te citi, de a mă pune în papucii tăi, în pielea ta, să înțeleg ce simți. Vă dați seama, dragi ascultători, dacă am exersat empatia în familie, câte certuri n-ar mai avea loc, pentru că te-ai gândit înainte, dacă eu spun asta, ce se va întâmpla cu relația noastră cu soțul meu? Nu cumva îl jignesc? La fel este și în biserică. Te gândești de mai multe ori, dacă eu spun asta, nu cumva rup o relație? Asta e empatia. Să o exersezi înainte de a spune, de a face ceva, să calculezi consecințele. Bun. Iisus face un exercițiu de empatie aici. Și vreau să vă dau un exemplu. A avut loc cu mai mulți ani în urmă, e pe paginile unui ziar din America, Chicago Tribune, când o anumită scriitoare, jurnalistă de la acest jurnal, pe nume Marla Paul, a scris un articol în ziar despre singurătatea ei. Și vă citez, am tradus puțin din ce a spus ea. Singurătatea mă întristează, scrie. Marla. Cum se poate să fi ajuns la 42 de ani și să nu am prieteni? Recent îi citeam fetiței mele din cartea lui Christian Anderson, Andersen, ce cea urâtă. M-am identificat deodată cu o pasăre care zboară din loc în loc căutând legăturile cu creaturile de care și aparține. În final le-a găsit, sper ca să pot găsi și eu acest grup Atât a scris. În ziua următoare apariției acestui articol, redacția ziarului a fost bombardată de telefoane din partea unor oameni care spuneau că se luptă cu exact același sentiment de înstrăinare ca femeia aceasta, ca jurnalistă. Oamenii au început să oprească pe marla pe stradă, și pe fica ei la școală. Și le arătau simpatia. Le îmbrățișau, vorbeau cu ele. Mii de scrisori au venit la redacția jurnalului din toată țara. Și așa că s-a creat o nouă coloană la ziar, unde apăra, apărea un articol, și coloana aceasta s-a intitulat Am. Nevoie de prieteni. Foarte relevantă ilustrația. De ce? Pentru că spune că noi avem impresia că oamenii din jur, de aici, sunt bine, sunt ok. Am citit despre un sondaj pe care l-a făcut Facebook și spunea că majoritatea celor care sunt abonați pe Facebook și au sute și mii de prieteni acolo trăiesc drama în singurării, alienării, a singurătății. Deși au virtual prieteni, dar n-au în realitate prieteni. Aceasta e lumea în care trăim. Mă gândeam la Zacheu și el cred că n-ar fi avut prea mulți prieteni pe Facebook dacă trei ani ziua. Și spunea, sunt vameș la profil. Mm. Uh, înțelegeți atunci că noi trebuie să mergem pe terenul lor, să înțelegem, să întrebăm cu ce te lupți, ce probleme ai. Îmi spunea un pastor din Cluj că a încercat cu o femeie care venea des la biserică, dar nu se hotăra, era mereu zbuciumată, tot plângea. Și a stat de vorbă de câteva ori cu ea și nu putea să uh, înțeleagă multe lucruri și punea întrebări numai doctrinare, adică despre doctrină. Voi de ce faceți asta, voi de ce așa? Și pastorul s-a plictisit cumva de atâtea întrebări numai pe linie de învățătură, de doctrină sau practic. Și într-o zi, ce Duhul Domnului mi-a spus, ia întreabă tu de viața ei personală. Și când s-au întâlnit după biserică, i-a spus, Doamnă cu tare, povestiți-mi cum e starea dumneavoastră sufletească. Sunteți bolnavă, aveți probleme, vă luptați cu ceva. Și ce femeia aceasta, dintr-o dată, n-a mai avut întrebări despre doctrină, și a început să vorbească despre drama ei, despre problemele ei și a început să plângă. Și atunci pastorul a spus, Doamnă, aici, în biserica aceasta, dacă veniți cu noi, te vom ajuta. Și Hristos te va ajuta să scapi de povara aceasta. Era o femeie foarte inteligentă, foarte cultă, dar avea partea ei emoțională, nerezolvată, probleme multe. Vedeți, pastorul a mutat centrul de greutate al discuției, nu pe doctrină, de pe doctrină, pe problemele personale. Și acum este sora noastră în Hristos. Slavă Domnului! De aceea, trebuie să iei inițiativa să vorbești cu cei de lângă tine, să dai semnale că îți pasă de ei să-i cauți mai mult decât te caută ei pe tine. Că poți să te duci la vecinul tău și să-i dai telefon. Vezi că sunt vecina de la etajul 2. Facem evanghelizare la biserică. Nu vrei să vii. <laughs> și vecina îți va spune, sunt cam ocupat, da, și atunci zice, o, poate altă dată, închizi telefonul. Și dacă pastorul te întreabă, ai vorbit cu cineva, ai invitat pe cineva, tu să spui, da, n-a putut acum să vină. Sau poți altceva să faci, să te duci la ușa ei, să apeși soneria, ia să-ți deschide, să i spui, auzi vecino, avem evangelizare. eu te duc, eu te aduc cu mașina, hai, îmbracă-te, pregătește-te, te, te aștept aici atitudini diferite. Totul are de-a face cu această dragoste, cu pasiune, ca el să vadă, ea să vadă că tu ție îți pasă de sufletul ei. Cum arăți celorlalți? Pierduți că îți pasă de sufletul lor. Tu trebuie să arăți asta. Și Domnul să ne ajute să arătăm dragoste, Empatie. Oamenii, când văd că îți pasă de ei, devin mai sensibili, mai transparenți, gata să caute ce ai și tu. Al doilea lucru, a doua lecție pe care o învăț de la Isus este aceasta. Când îi căutăm pe oamenii pierduți, să fim pregătiți a renunța la anumite prejudecăți. Ați văzut pe Domnul nostru că a rezistat acuzelor, criticilor, jocurilor chiar și a riscat cumva un fel de reputație, de renume, de dragul celuilalt. Este ceea ce Pavel spunea în 1 Corinte 9, Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și o parte de ea. Cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecul grec și așa mai departe. Nu înseamnă că tu renunți la valorile tale, la convingerile tale, ci faci exercițiul acesta de empatie, că îți pasă de celălalt și te duci pe terenul lui și renunți la anumite prejudecăți, preconcepții, da? adică idei de dinainte. Să zici, de exemplu, la vecinul cu tare nu mă voi duce niciodată. Să sigur nu o să aibă niciun interes pentru Evanghelie. Asta e prejudecată. La colegul acela dificil, da, care nu mă înjură, care... la asta nu voi spune niciodată Evanghelia. Asta e prejudecată. La cutare care are o culoare diferită de-a mea a pielii, nu mă duc... Nu, asta e prejudecată. La VIP-urile orașului nu mă ducă, ăștia nu. Asta e prejudecată? Toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. De aceea riscați reputația, renumele, înaintea oamenilor. Pentru că s-ar putea ca acest renume să fie alimentat de preconcepții. Ești gata tu să renunți la anumite încredințări personale pentru a evangeliza pe cei pierduți? Asta spune Pavel în Roman 14. Sunt niște încredințări, adică niște convingeri personale, care nu sunt fundamentale. Ție nu ți se cere să renunți la anumite învățături de bază. Sunt niște uh, prejudecăți, idei care s-au cuibărit în inima ta și te blochează să-ți deschizi gura să vorbești despre Hristos. Despre asta e vorba aici. De aceea, în evangelizare fii pregătit să renunți la anumite prejudecăți. Billy Graham, ați auzit de el, a fost un mare predicator, mare evanghelist. În vremea când, când a făcut un sondaj printre creștini. Și întrebarea la care el a cerut răspuns a fost aceasta. Care este cea mai mare piedică în a mărturisi pe Hristos altora. <sus> Și vreau să vă citesc rezultatele. 9% din cei întrebați au răspuns că sunt prea ocupați. De aia nu-L pe Iisus. 28% au spus că nu știu ce să vorbească nu știu ce să spună dacă ar deschide un subiect spiritual. 12% au spus că principala piedică este viața lor care nu mărturisește îndeajuns. Dar cei mai mulți, 51% au spus că piedica numărul unu e frica de reacția celor care nu vor asculta Evanghelia. Și cred că este o, o statistică corectă, un sondaj. Dacă v-aș întreba pe voi, voi de ce nu mă mărturisiți credința? De când n-ați făcut-o? De exemplu, la cei apropiați din zona ta, din blocul tău, din vec vecinii tăi, colegii tăi, mi-ați răspunde la fel. Mi-e frică de reacție. Mi-e frică că voi fi respins. Mi-e frică... Ei, această frică trebuie să o învingi și nu se poate învinge decât dacă faci ceva, dacă mărturisești ceva. Pentru că frica de Dumnezeu poate să învingă frica de oameni. Dacă ți-e frică de Dumnezeu în sensul de teamă sfântă și știi ce cere Dumnezeu, atunci îți vei deschide gura și îl vei mărturisi pe Hristos. Ah mă gândeam la Rusalii, la cinzecime. Ce-a fost acolo? Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste apostoli și a dispărut frica. Și au început tot să mărturisească despre lucrările mari ale lui Dumnezeu. Și Petru, care nu mult timp înainte se repădase de Hristos, a stat în fața conducătorilor din vremea aceea și l-a mărturisit pe Hristos și le-a spus voi l-ați răsignit primând acelor fără de lege, extraordinar de unde a prins acest curaj? e Duhul lui Hristos care e în noi asta este soluția Harul este mai inclusiv decât crestul tu zici nu se poate ca Soldatul acela, numit Corneliu, să fie mântuit. Dar e roman, ne-a cucerit. Și Petru primește o vedenie că trebuie să se ducă să mărturisească. El și în vis, vă dați, și în vis era obsedat să nu calce nu știu ce reguli. Dar problema nu era de reguli, de prejudecăți. Și Domnul îi spune, trebuie să te duci acolo, eu te trimit. Și Petru se duce, greu, și cad zidurile, și cad prejudecățile, și Petru îl mărturisește pe Hristos, și uh, Corneliu și casa lui se întorc la Dumnezeu. Harul este mai inclusiv, mai larg decât credem noi. De aceea îndrăznește și mărturisește-l pe Hristos. Și ultimul gând pe care l-am este acesta, această lecție de la Domnul Hristos să învăț. Atunci când îi găsim pe cei pierduți, să urmărim relații de durată, nu reputații de moment. Adică așteaptă-te că atunci când mărturisești cuiva pe Hristos, să dureze mergeți, faceți ucenici, învățați să păzească. Asta, asta, e un proces, nu? Adică nu instantaneu, gata, s-a predat Domnului, am scăpat. Bun, altul. Um, când te angajezi în evangelizare, trebuie să pui timp deoparte. Trebuie să um, te pregătești de o relație care durează, de investiție pe termen lung. Aceștia care sunt ucenicizați, cum spunem noi, catehizați, instruiți, de cine, de creștini care au grijă de acești oameni care cândva au fost pierduți și au venit, doresc în, în biserică, aceștia care sunt formați, șlefuiți, cărora li se dă atenție, aceștia rămân în biserică. Ceilalți ați văzut? Că s-au bazat doar pe emoții, au venit, au plâns puțin, mâini ridicate, sprâncene ridicate, nu știu ce. Dar în final nu au rămas printre noi. A fost numai un gest oarecare, care poate a pornit ceva. Dar cei care rămân, și unii sunteți aici și mă ascultați, cineva s-a ocupat de voi, cineva v-a preluat, cineva a investit timp în voi, asta este ucenicie. Asta înseamnă un proces transformator, pentru că ucenicii nu se nasc, ci se fac. Asta înseamnă să fii pregătit să sacrifici timp, energie pentru cineva care a fost pierdut și are nevoie de călăuzire, de întărire. Orice proces de ucenicizare costă. De aceea, bisericile pe care eu le cunosc în țara noastră, care sunt cele mai dinamice și eficiente? Sunt bisericile care sunt împărțite pe grupuri de casă. În case, acolo, două, trei, cinci familii invită și alte familii, care nu sunt neapărat din biserică, să vină să cunoască un alt fel de viață, să studieze împreună, scriptura, să se roage împreună, să fie protejați de rugăciunile grupului. Și de acolo, din grupurile acestea de casă. Într-o zi vei vedea în biserică. Deja sunt pregătiți, deja sunt. Știu ce vor să facă. Asta înseamnă investiție, jertvă. Să-ți pui casa la dispoziție, nu? Să te pregătești, să te rogi, să postești, să te lupți spiritual pentru astfel de oameni. Dar numai așa se fac ucenicii. De deci ce Isus s-a dus în casa lui Zacheu a stat cu el. Nu, n-a stat câteva minute, fiți convins. Discuțiile pe care le-au avut nu sunt toate relatate în Biblie. Aceasta este evangelizare prin familie, prin investiție, prin familie. Vedeți, toată concepția aceasta despre ce înseamnă evangelizarea e diferită. Iisus asta a făcut. Noi pregătim să săptămâni de evangelizare, au și ele un anumit rost. Dar ați văzut că românii s-au obișnuit cu ele deja? Și noi ne-am obișnuit. Trebuie să schimbăm strategia, trebuie să ne reorientăm. Pastorul viitorului este pastorul misional. Slujitorul viitorului este slujitorul relațional care nu stă și așteaptă ca tot să vină să-și arate el darurile. Și este cel care merge Plânge, investește, caută. Așa cum Domnul acesta a spus. Și așa se încheie și fragmentul acesta. Ați văzut? Luca 19 cu 10. Pentru că Fiul Omului a venit să caute. Să caute. Apoi vine mântuirea. Acesta e modelul lui Hristos noi trebuie să-L urmăm. Astăzi Domnul Hristos ne-a dat această lecție. Să-i cauți pe cei pierduți mai mult decât te caută pe tine. Să renunți, să fii pregătit să renunți la anumite prejudecăți și să fii pregătit de sacrificiu să investești pe termen lung, dacă vrei să fie rezultat. Iar pentru cei care sunteți ca eu, am în cuvânt și pentru voi, doar inițiativa de a-L cunoaște pe Hristos te poate salva. El poate să restaureze viața ta, gândirea ta, chiar și cea economică, toate valorile tale se pot schimba. Trebuie să-L inviți pe Hristos în inima ta, în casa ta. Dar este această condiție. Tu să faci un pas înspre El. El te va vedea. Poate se va autoinvita în casa ta, în viața ta. Nu-i comod? Nu va fi ușor să-ți schimbi toată viața. Dar El poate să facă ceea ce nu poate face nimeni. Să-ți restaureze viața. Să-ți dea un nou sens. Asta a făcut El când a venit între noi. Să ne învețe cum să empatizăm, să iubim pe cei pierduți, dragi frați și surori. Recuperăm, trebuie să recuperăm pasiunea pentru cei pierduți. De A luați inițiativa la nivelul bisericii. Ier, azi e duminică, dar ieri, sâmbătă, am, am ținut un curs pentru un grup de misionari și evangeliști, laici, da, din biserici, din mai multe biserici s-au strâns că ei vor să învețe cum să evangelizeze, cum să misioneze. Minunată întâlnire a fost. Zeci de bărbați, femei de toate vârstele am văzut în rugăciunile lor, în discuțiile pe care le-am avut, întrebările pe care le-au pus, o nouă pasiune. Mie mi-a fost dor să văd, să mă întâlnesc din nou cu pasiunea credincioșilor pentru cei care sunt pierduți. Deci se poate. Așa cum Isus a luat inițiativa, Așa și noi trebuie să luăm inițiativa de a recupera pasiunea pentru cei pierduți. Oare nu asta, acesta este scopul pentru care noi existăm și Biserica există? Dumnezeu să vă, dea, să vă redea din nou pasiunea aceasta, dorința de a căuta pe cei pierduți. Și când voi veni data viitoare la voi să-i vedem aici, integrați. Că funcționează. Dacă la Domnul Hristos a funcționat, a lucrat, poate și la noi. El este modelul nostru. Acestui Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, lui să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.